Adormirea Maicii Domnului, considerată una dintre cele mai importante sărbători, este celebrată de creștinii ortodoxi în fiecare an pe 15 august. Și astăzi toate lăcașurile de cult au fost pline de credincioși care s-au rugat și au aprins o lumânare în memoria celor trecuți în neființă. Praznicul Sfintei Marii deschide sezonul nunților, sezon care ține până la intrarea în postul Crăciunului. În această zi se organizează praznice și se dă de pomană celor morți.